Primarul comunei Grădiștea, Constantin Corbu, se confruntă la început de an cu o problemă majoră. Prețul gunoiului s-a majorat de la 30 de lei pe tonă la 50 de lei, depășind astfel gradul de suportabilitate al populației. Prețul gunoiului a depășit prețul lemnelor de foc, ne declară primarul Corbu. A început un nou an. Cu ce obiective porniți în 2020? Cu ce probleme vă confruntați la început de an? Da, a început un nou an. Urez tuturor la mulți ani, chiar dacă suntem pe 20 ianuarie. Problemele sunt multiple, complexe. Totul depinde de bani, de finanțare, de necesitatea aprobării bugetului cât mai repede. Pentru asta mai trebuie stabilite să primim sumele cei 6% de la Consiliul Județean. Sper că săptămâna asta finanțele ne-a dat repartiția. Pentru funcționare, să sperăm că până la sfârșitul anului sau până la rectificare, mai bine zis, ne vom descurca. Problema cea mai importantă este menținerea execuției lucrărilor pentru proiectele de investiții prin finanțare și prin asigurarea sumei totale pentru finalizarea acestor lucrări. Avem restanțe, avem bani de primit pe care trebuie să-i dăm la constructori rămase din anul trecut, despre care la această oră nu știm nimic. Cât se va aloca, cum se va aloca, nu putem să pregătim proiecte pentru programele naționale, se zvonește că vom primi, ne vom duce spre zona fondurilor europene. Fonduri europene care în ultimul timp, în anul 2019, nu ne-a dat nicio încredere, datorită faptului, exemplu la Comuna Grădiștea, două proiecte eligibile și conforme, situate în poziție sus în clasament, nefinanțabile. De aceea, de altfel, am două proiecte care și acum stau la masa cerefirului pentru avizarea constructorului. Este inadmisibil să stai din octombrie, după 10 octombrie să aștepți un aviz al unui centru pentru investiții în zonele rurale. Este vorba de canalizare și potabilizare apei în Comuna Grădiștea și pistă de cicliști, teren multifuncțional în satul Grădiștea, lucruri care trenează, nu avem răspuns despre ele. Totodată, investițiile pe Compania Națională și investiții care merg mai departe, dar și acolo lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit noi. Ori este volumul mare de muncă, ori schimbarea politică a tras frâna, să schimbă lumea, nu se mai preocupă. Pe noi nu ne interesează asta. Primiți răspunsurile mai greu sau care ar fi problema acum? Primim răspunsurile greu, dar eu cred că nu există o relație de colaborare între primării care sunt talpa țării și care vor să dezvolte comunitatea și instituțiile statului care de multe ori eu consider că nu sunt colaboratori cu noi și sunt altceva. Nu e nimeni mai sus decât celălalt, până la urmă la cel mai înalt nivel se ridică poporul. Noi pentru oameni vrem să facem, nu pentru noi. Și aici nu înțeleg de ce din cauza acestor mecanisme deosebit de sofisticate ale fondurilor europene noi întârziem cu investițiile, blocăm alte investiții noi, așteptând ani de zile, băgând bani în studii de fezabilitate și proiecte. Finanțarea, nu ne spune nimeni, nu mai așteptați. Luați-vă la revedere, să ne facă precum mâncare. Sau așteptați că s-a depus pe o nouă axă și veți fi finanțați. Nimic. Acolo unde nu se rezolvă, se tace din gură. Nu e răspunsul ăla că dacă taci din gură înseamnă că se aprobă. Multe sunt de făcut. Problemele cele mai grave apărute la sfârșitul anului 2019 este cea administrării gunoaielor, pentru că la Grădiștea, așa cum au arătat și ziarele și televiziunile, s-a reușit să se colecteze gunoiul separat pe trei categorii, reciclabile, biodegradabil și menajer, dar în luna decembrie nu am reușit să negociez un preț bun pentru aceste activități, în special la gunoiul menajer.
Deci, surprinzător, au crescut prețurile foarte mult, aproape s-au dublat, ceea ce, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, a depășit limita de suportabilitate a populației. De ce spun și a colegilor mei? Pentru că am convocat în luna ianuarie o întâlnire cu toți primarii din județul Călăraș. Bineînțeles că la noi în România nu participă toți, dar în ședința aceea și ulterior în altă ședință s-a ajuns la concluzia că toți primarii sunt nemulțumiți de prețurile la care am ajuns cu gunoiul, de foarte multe ori depășind de două ori prețul la lemne și până la urmă ajungem la concluzia, bineînțeles spusă în ghilimele, că va trebui să ne încălzim cu gunoaie să nu mai cumpărăm lemne. Deci, datorită fostei taxe de mediu care a fost transformată ca să nu mai pară așa o taxă, este taxa pentru economia circulară, adică să nu mai înțelegi, dar e tot taxă de mediu, a crescut de la 30 de lei la 50 de lei pe tonă. Totodată, mărirea salariului minim a dus la mărirea prețului pe tona de gunoi și totodată lipsa participării active a tuturor comunilor dintr-o zonă la colectarea gunoiului, asta duce la o încărcătură minimă, mică pe o mașină de gunoi, adică crește tariful deoarece ea de multe ori nu pleacă plină la capacitatea pe care o are o mașină, de obicei în zona noastră 8 tone. N-am ajuns la nicio concluzie la aceste ședințe pentru că se merge pe două căi paralele. O cale paralelă a proiectului aplicat în, inițiat în 2007, terminat în 2018, deci o diferență de foarte mare de 11 ani, nu ne mai adaptăm condițiilor și a faptului că populația, mărind prețul, nu mai poate să participe la procesul de colectare a gunoaielor. Deci nu mai răspund. Ne mai putem să plătească, găsesc soluții alternative. Asta vreau să vă întreb. Ce vor face? Ce vor face? Vor arde o parte din gunoaie în curte, o parte le vor arunca din nou la marginea satului și toată munca de a învăța, de a-i determina, să pună gunoaie acolo unde trebuie, se va prăbuși. Pentru că suntem fer convinși. Ce aleg întâi? Să-mi iau pâine sau să plătesc gunoiul? Bineînțeles, să-mi iau pâine. Ce aleg? Să-mi iau lemne sau să plătesc gunoiul? Să-mi iau lemne. Și atunci să mergem paralel. Legea și proiectul merge pe calea lui legală. Situația reală din teren, adică cetățeanul, nu va mai răspunde. Și atunci n-am reușit nimic. Nici cu lege, nici cu proiect. Există posibilitatea în această situație să se formeze din nou acele gropi de gunoi undeva la marginea satului, la marginea comunei, nu. Dacă oamenii nu vor mai colecta și vor refuza să... Gropi de gunoi sunt peste tot. Nu ar trebui să spun, dar ăsta este adevărul. Fiecare primar găsește câte o posibilitate de a ascunde gunoiul, pentru că primește amenzi pe partea altă. De la garda de mediu. Prinde garda de mediu cu gunoi și dă amenzi foarte mari. Da. Dând amenzi mari, posibilitățile de a lua banii ce ai folosit pentru investiție dispar și tu trebuie să dai banii la gunoi, să plătești amenzile. Sunt bune amenzile pentru cei care încalcă legea, dar legea suportabilă. Noi am vrut să mergem la Ministerul Mediului astăzi, ni s-a promis că da, astăzi ni s-a spus că nu. Până la urmă, nu avem posibilitatea să modificăm legea acum, dar ar trebui să se spună la Parlament, dacă ar trece, elementele noi care au apărut și modificări la lege. România vrea să colecteze reciclabile, să dea bani înapoi pe ele, dar România nu are punctul final în care să se ducă reciclabilele. De exemplu, la PET-uri se bazau pe China, pe importul de materiale plastice pentru China. Dar pentru celelalte nu există drum. Noua lege dată cu recuperarea banilor de la un magazin, ai luat sticla cu un produs, cu un suc, te duci acasă, îl consumi, te întorci înapoi și dai sticla să dă banii pe ambalaj, întrebarea este ce va face comerciantul? Își va construi o magazie de ambalaje?
unde se va duce mai departe cu acele ambalaje să se recupereze banii. Banii pe reciclabile în piața românească, în zona noastră, pentru că am studiat, sunt 0,2 lei pe petul alb, 0,9 lei pe petul verde, 0,2 lei pe doza de metal, 2,5 pe doza de aluminiu, 0,2 lei pe kilogram pe carton. Adică, dacă ar trebui să mă la Oltenița, unde am găsit prețuri mai bune, ar trebui să pun la transport, mai mult plătești transport încă 200 de lei de la mine ca să acoper cheltuiala totală. Adică față de ce iau pe ele, mai pun eu 200 de lei. Deci trebuie să vedem realitatea. Nu avem ce face, vrem să colectăm cu noi, vrem să facem curat în localitățile noastre, dar trebuie să suporte și populația. Domnule primar, dar ați fost înștiințați din timp cu privire la aceste modificări de tarif sau pur și simplu ați fost puși în fața faptului împlinit? Deci, legea gestionării gunoaielor, legea 211/2011, deci 2011, a cerut să fie pusă în aplicare de-abia în 2018. Acea lege prevedea niște stadii, niște procente de colectare a reciclabilor, de altor genuri de gunoaie. Deci România de-abia în 2018 a început la modul serios să se miște. Cum am început eu să mă mișc respectând și căutând să respect întotdeauna legea, a apărut ceva bizar pentru călărași. Dar o modificare prea mare. Da, dintr-o dată trebuia să colectăm selectiv sau... Da, și am început să selectez exact cum spunea legea. Colegii din jur n-au început. În anul 2019 au ajuns la concluzia că trebuie să facă și ei ce a făcut grădiștea. Începuse să facă. Dar acum a venit prețul. Suntem nevoiți să acceptăm prețurile noi impuse de operator, mai ales pe zona noastră, zona până la Mănăstirea, până la Recriu. Noi nu am fost adjudecați prin licitație, adică prestatorul să se stabilească prin licitație. Noi suntem la piața liberă. Pe cine găsim? Ei, dându-și seama că noi nu avem pe cine să găsim, să joacă cu noi cu prețul. Eu am refuzat în decembrie operatorul care funcționa pe raza Comunei Grăiești. Am căutat, n-am găsit nimic. Trebuie să mă întorc la un operator licențiat. Eu am făcut politică împotriva lor, considerând că exagerează cu prețul. Acum am fost nevoit să le cer ofertă. Nu știu cu ce preț vor veni. Oricum preț mare să mă penalizeze, ori din nou vor spune că nu mai poate să-mi presteze servicii. Și întrebarea e, ce faci de mâine cu gunoaie? Unde îl duci? Nu este soluție. Neavând concurență pe piață, ei își permit să... Bineînțeles. Problema este că CMID-ul, acel depozit mare dintre Ciocănești și Vlad Țepeș, este și al lui Grădiștea, că și el a pus bani. Numai că eu n-am voie să duc acolo dacă nu duc un operator licențiat. Deci lucrurile duc toate către a lucra cu un operator și a face circuitul impus de acest proiect. Ne-ați vorbit doar despre probleme la început. Vorbiți-ne un pic și despre obiective. Știu că s-a dat acea ordonanță de urgență cu o masă caldă în școli. Știu că localitatea dumneavoastră ar figura printre cele 5 din județul Călăraș. Și cu ce alte obiective începeți acest an? Deci, în acest an, această propunere pentru masă caldă în școli a fost o propunere discutată la nivelul Inspectoratul Școlar Județean. Pentru necesitatea unei mese calde, Inspectoratul Școlar Județean a avut criteriile de evaluare, cred că cerute de Ministerul Educației, și atunci a făcut propuneri. Deci în acea listă sunt propuneri de 5 localități ca un proiect pilot pentru a vedea ce se întâmplă și care sunt beneficiile. Beneficiile vor fi. Spunea cineva, zice, decât un corn mucegăit și un iaurt nu știu de care, mai bine o masă caldă. Bineînțeles, și aici responsabilitățile sunt foarte mari. Trebuie să ai oameni care să, într-adevăr, să vadă ce primim, cum să dau. Și bineînțeles că orice lucru care se dă creează și nemulțumiri. Nu știm acum până la ce
vârstă, până la ce clasă se dă masa caldă. Încă nu aveți criteriile. Nu avem noi criteriile. Ordonanța de urgență va stabili criteriile. Și atunci cred că va fi un lucru bun. Ai nevoie de spații, spații igienizate. În ce perioadă vor lua copiii masă? Și așa mai departe. Cum va veni mâncarea? Deci, oricum, sunt multe lucruri de stabilit. Eu nu am văzut cornul și laptele, toate că... Nu trebuia... s-a dat de la începutul anului, da, nu s-a. Bun, cornul și laptele. Eu am mai pus o problemă. Mă uitam la Voinei, stau merele înghețate sub, la marginea șoselei și noi le dăm la copii mere din Polonia, care sunt date cu ceară și așa mai departe. Oare nu suntem în stare să ținem cu noi? Adică să dăm mere de la noi? Alte obiective pe care vreau să le fac și mă țin de ele este aceea de alimentare cu gaze a celor 10 comune prin proiectul inițiat de mine. Și aici am întâmpinat modificări, uneori stagnări. Lipsa de bani, cred că, a guvernului, așa cum se spune că există, îi determină să fie mai precauți în a lansa un PNDL-3 pentru gaze. Și atunci văd că tendința este tot orientarea către fondurile europene. De fapt, într-un fel, cred că guvernul vrea să echilibreze deficitul bugetar, aducând bani de la Uniunea Europeană pe motive concrete, adică proiecte. Numai că ele trebuie simplificate. De ce a fost iubit pe PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală? Pentru că a fost mult mai ușor de accesat. Acum, ce s-a dat drumul pe piață, ce nu s-a dat? Așa cum se precizează în guvern că investiții de 67 de miliarde de lei în anul 2019, 34 de miliarde au fost pentru construcții, adică nu pentru elemente de investiții care să aducă plus valoare în economie. Și atunci se caută să se separe ce este necesar pentru școli, grădinițe, care nu aduc plus valoare, și partea cealaltă pentru dezvoltare, ca să poți să ai de unde să scoți plus valoare, să menții cheltuielile bugetare. Deci asta cu gazele cred că este necesar. Ar trebui ca toată populația României și toți guvernanții să ia în considerație acest element care se numesc gaze naturale, o sursă mai ieftină și mai ușor de folosit, o sursă deosebită pentru dezvoltare economică în zonele cum e zona Dunării, aici, la Călărași, la Optenița, unde nu se întâmplă nimic, cum am mai spus de mai multe ori. În rest, ne axăm pe lista de investiții, chiar dacă nu găsim surse de finanțare, să începem să inițiem proiecte economice, de să ne oprim din a... La grădiștea s-a cam terminat cei de construit și de renovat. Problema este să dezvoltăm pentru ceva care să facă bani în plus. Să începem să ne învățăm să ne facem bani singuri. Suntem într-o situație dificilă la grădiștea, în sensul că avem 6-2 hectare de izlaz, unde suprafața dată spre concesionare a scăzut. Adică mulți au renunțat la animale. Lipsa pieței de desfacere, lipsa abatorizării mai mici pe abatoare mobile, condițiile impuse pentru desfacere, concurența din piața externă, i-a dus să vadă că a crescut animalul degeaba și nu mai este rentabil. Și atunci cum e la Grăiștea, pajiște permanentă, 6,2-3 hectare, nu poți să o folosești la nimic altceva decât pentru pajiște. Dacă ai folosi-o pentru investiții, ar trebui ca aceeași suprafață să o dai în altă parte. Nefiind terminată legea de punere în posesie, legea inventarierii terenurilor și punerea în posesie, nu ai voie să dai alte terenuri. Până nu se termină această lege, altă lege care stă pe loc, pentru că cu toate că am făcut demersul la Parlament, nici astăzi nu se precizează cine este persoana interesată în a pune în posesie terenul extravilan. Adică ori cetățeanul, ori primăria. Păi primăria la 300 și ceva de hectare, cu un 400 de lei pe hectare, ar însemna o sumă mare, dar nu precizează clar dacă putem plăti sau nu. Și atunci stăm pe locul punerea în posesie. Și cetățenii s-au transferat de la punerea în posesie prin primărie și OCPI și Comisia Județeană la a merge în instanță, a luat hotărâri de cătărească și a venit să spună este hotărâre punerea în posesie. Deci sunt lucruri care trebuie să vedem cum le facem. Un lucru care mi l-am propus este să
dezvoltăm educația reală în școli, pentru că am făcut obiective noi, le vom da în folosință. Infrastructura școlară este importantă, este calitatea pregătirii elevului să crească. Grădiștea să înceapă să urce la media, la evaluare, la clasa 8-a, astfel încât să nu ajungă în situația de a fi penalizată prin scăderea gradului liceului teoretic la nivel de școală profesională. Cu toate că se cere schimbarea profilului sau aplicarea a unei la o disciplină în plus, aceea de pregătire de mecanizator pentru agricultură și nu neapărat numai pentru utilaje agricole, pentru cultura mare, dar și pentru industria laptelui, industria cărnii, pentru că în zonă sunt dezvoltate abatoare de vită, abatorul de porci de la din intersecție, fabrici de lapte, utilaje cu valoare mare, cu computere, unde trebuie o forță de muncă calificată. Sunt dispuși fermierii din Grăiștea să participe și să ajute liceul Constantin George Cărinescu pentru a deschide această ramură agricolă, pentru că noi avem brutărie, patiserie, și să rămână copiii ei, să învețe și să muncească pentru comunitate, bineînțeles, și pentru ei.